frumoasă afară, vă invidiez pe toți cei care aveți grădină, curte, pe toți cei care vă puteți plimba în voie, pe cei care sunteți la țară acum. Cred că este absolut minunat pe vremea asta, splendidisimă. Eu astăzi, fete și băieți, mi-am propus să fac un clip care nu va fi un daily vlog, cu toate că poate vă seamănă un pic formatul, având în vedere că vorbesc cu voi dintr-un soare foarte puternic, dar având în vedere că vorbesc cu voi stând așa aiurea și nu sunt ca de obicei la măsuța mea de dincolo, din birou, poate vă gândiți că, hei, asta vine iarăși cu daily vlog după ce am avut daily vlog. Nu va fi un daily vlog, va fi doar o chestie în care o să vorbesc destul de mult cu voi și o să vă pun la curent cu toate cele și o să pălăvrăgim efectiv ca niște prietene venite sau prieteni așezați la cafea, veniți în vizită, în timp ce mă voi ocupa eu de reorganizarea, să zicem, reorganizarea garderobei mele. Știți că la americani există termenul ăla de declutter. Poate ați văzut că sunt foarte populare clipurile care au ca temă acest declutter. Eu nu știu neapărat să-l traduc în limba română, nu știu care ar fi echivalentul, dar e vorba efectiv de o triere, de o sortare, de o eliminare, poate de o înlocuire a acelor articole pe care nu le mai purtăm atât de mult sau, nu știu, poate nu le mai purtăm deloc sau poate le purtăm la toamnă-iarnă și exact cu asta vreau și eu să mă ocup astăzi. Este un clip pe care vi l-am promis, cred, de la începutul anului ăstuia, februarie, ianuarie, nu mai țin minte exact, eu în capul meu tot așteptam să vină primăvara, să începem cu treburile primăvaratice, cu sandale, cu parfumele, cu floricele și alte ele. Nu s-a întâmplat din motive, hei, pe care le cunoaștem cu toții, minunatele motive, dar cu toate astea m-am dus, după ce am făcut niște poze dimineață, vă povestesc despre asta, odată intrată în casă, după ce am făcut acele poze afară, interes pe aici, zic să mă schimb, să mă îmbrac și eu cu ceva prin casă, să nu stau totuși cu rochițul ăla super simpatic. Și m-am găsit acest outfit de excepție, sunt în blu, ce mă vedeți, și cu un tricou pe mine. Dar a trebuit să scotocesc destul de mult ca să pot ajunge la acești blugi, pentru că erau așezați undeva sub multe alte perechi de blugi și evident că în momentul în care am tras de ei, pum, a căzut pe mine tot șofonerul. Și atunci mi-a picat fisa și zic, aha, stai, că pentru astăzi filmez clipul ăla cu garderoba, cu declutter-ul, pe care oricum îl aveam în plan de multă vreme, după cum v-am zis. Dar înainte să începem, să ne apucăm de treabă, ați văzut că mi-am luat trollere lângă mine, mi-am luat niște zagoje. Mi-am luat 1, 2, 3, 4 trollere și vreo 2 zagoje destul de mari pe care am de gând să le umplu cu diverse, îndeoseb cu plovere și cu lucruri groase pe care le-am văzut, sunt încă acolo și mă încurcă și mi-e cald cu ele și n-am nicio treabă. Dar vom merge imediat acolo, ne așezăm, sortăm, triem, vedem ce și cum și poate faceți și voi asta odată cu mine în cazul în care aveți nevoie, în cazul în care, nu știu, poate vă plictisiți sau poate efectiv garderoba voastră este tixită de niște lucruri care nu vă mai sunt utile în punctul ăsta sau nu vă vor mai fi utile niciodată în această viață. Dar, întâi de toate, m-am trezit azi dimineață, o vreme superbă, un soare, bam, mă lovea fix în mufarină, fac ochi. Zic, ce fac eu astăzi? Mi-am propus totuși să fiu un pic mai productivă decât în zilele trecute, pentru că săptămâna asta am avut niște zile așa un pic mai crunte. Nu că mi s-ar fi întâmplat ceva anume, dar am avut o stare de aia în care nu am fost capabilă să nimic, am avut o stare foarte, foarte, foarte proastă, extrem de proastă și asta a venit și la pachet cu o culpă pe care tot eu mi-am trântit-o asupra propriei persoane, pentru că nu făceam nimic toată ziua, stăteam, pierdeam vremea, mă gândeam așa, adică multă melancolie, nostalgie, niște gânduri de alea, adică căzusem foarte grav în butoiul cu melancolie și când venea seara, păi da, n-am făcut nimic toată ziua, trece viața pe lângă mine, uite cum pierd vremea, nu se poate. V-am mai zis că eu trebuie constant să am o activitate ca să nu o iau raznă. Și nefiind productivă, nefăcând nimic, mă dădeam capul de toți pereții că am pierdut ziua, dar pe de altă parte nici n-am fost în stare să fac ceva ziua. Deci probleme existențiale, clar. Și mi-am propus ca pentru astăzi, gata, fac ceva, trebuie neapărat să fiu, nu știu, să fiu creativă sau măcar să fac curat în casă sau să organizez sau să gătesc ceva. Cum ar fi fost asta? Trebuie să fac ceva. Și uitându-mă eu așa pe geam, văd un săricioc foarte puternic cu niște umbre care se reflectau genial pe un perete și zic, n-ar fi o idee bună să ies eu afară, măcar să iau aer dacă n-apuc să fac nimic, pentru că mi imaginam că vecinii mei, bineînțeles, trebuie să fie și ei activi exact în momentul în care sunt eu, ceea ce s-a întâmplat, evident, dar am ieșit, am inspectat pe acolo, chiar am stat și am citit un pic până să mă apuc de treaba asta, nu mult, pentru că eu aveam alte chestii în minte, dar zic, dacă tot e vremea asta așa plăcută și simt nevoia de un pic de vitamina D, hai să absorb. Și am stat un pic până la urmă, zic, gata, hai, ne apucăm de poze, mi-am adus trepiedul, m-am instalat acolo, am făcut pozele destul de rapid, evident că fix în momentul în care am început să le fac, au ieșit și ei, că, na, este logic și evident, nu știu ce făceau, au curățat ceva pe la niște stâlpi, cred, nu știu ce au făcut acolo, dar oricum a fost un spectacol foarte, foarte drăguț. Mi-am făcut pozele și odată reintrat în casă, v-am zis cu treaba așa, așa, mai departe. Bun, acum, să împrind și eu păriciocul, m-am spălat pe cap, să știți, deci am făcut duș azi dimineață și cred că vedeți deja că părul meu, iată, deci este aproape lins. În curând va fi, uitaș,
Uite, așa o să stea, pentru că așa se întâmplă cu părul gras, indiferent de ce e datul, ce ai folosi. Mă rog, șamponul uscat, să zic că îl ține un pic mai mult în picioare, dar altfel șamponul normal îl plășește imediat. Vă voi așeza pe trepied, așa doar, băieți și fete, și vom face împreună niște declutter, dragă. Declutter. Așadar, în cazul în care vă apucați și voi de această reorganizare, recomand să vă luați ceva, saci, trolere, sacoșe, orice aveți voi să puneți ce nu aveți nevoie și ce este de dat, pasat, mă rog. Am luat aici trolerele astea de călătorie, care unele dintre ele au niște treburi și trebuie să intrăm. Uite, ăsta e greu, ăsta e ușurel, ăsta ușurel, în ăsta am sigur pentru că nici n-am putut să-l închid. Și multe dintre astea sunt pline cu haine de vară, astfel încât ce o să iau de iarnă de acolo, temeți-vă că ajungem și acolo imediat, va face schimb cu ce este pe aici. Dar întâi de toate zic să le desfacem, să vedem cam ce mai este păstrabil din aceste dude, ce se duce la Buzău, ce se donează, ce se mai poartă sau nu. Cred că mă vedeți din unghiul ăla de acolo, sper că mă și auziți, că asta e mai important, nu neapărat să mă vedeți, important este să vedeți ce dude sunt pe aici. Dar, mai am câte ceva de zis și după aia procedem. Unul la mână. Am scăpat de unghiile alea sinistre pe care le aveam. Mă rog, astea deja s-au făcut praf, adică s-au, uite cum s-a făcut asta, s-a ciobit un pic. E ojă, dar important e că nu mai sunt gheroacele alea atâta, nu mai sunt nici crescute și am scăpat de semigelul ăla ce era săracul de avea, cred că aproape 2 luni, așa că sunt foarte încântată de astea. Și doi la mână, ia uite cum strălucește soarele, ia uite-l. Sunt dată cu ăla lichid de la Kevin O'Con, despre care v-am povestit în ultimul clip de favorite, dacă mi-amintesc. Deci strălucesc, dar am zis să fiu forță acolo pe poze. Însă, hai să intrăm să vedem ce avem aici. Pantaloni, budigăi, uhu! Care sunt ăștia, bre? Deci ăștia sunt niște blugi din aia boyfriend, pe care i-am cumpărat eu... Să iată, la Primark. I-am cumpărat din Malaga, când am fost la Mădălina cu 2 ani, în 2018. Cred că de acolo i-am luat. Nu i-am mai purtat de mult. Ia, o să-i probez să văd dacă mă mai încapă. Ar trebui să mă mai încapă, în teorie. Deși, să știți că m-am îngrășat în perioada asta. Chiar dacă voi îmi lăsați în continuare comentarii în care îmi spuneți: ai slăbit? Mi se pare că chiar ai slăbit. N-am slăbit, fraților, că n-aveam cum, având în vedere că stăm în casă și mănânc toată ziua, n-aveam cum. Bine, nu e o diferență considerabilă. Nu vă gândiți acum că mă plâng că, vai, m-am îngrășat 30 de kilograme când eu de fapt am pus 3 grame. Nu la modul ăsta, dar simt eu la haine, efectiv, că mă strâncă, nu mai sunt ele, nu se mai așează cum se așezau înainte. O să-mi revin, nu e o problemă, nu mă agit, deci nu încerc să pun o presiune pe mine din acest motiv. Ăștia, la fel, cred că trebuie probați. Sunt niște pantaloni de la Zara, extrem, extrem de șifonați. Nu știu dacă vi-am amintit pe ăștia, că i-am purtat destul de mult. La fel și pe ăștia, dar poate nu mai țineți minte. Ah, ce mișto! Ăștia sunt o pereche de pantaloni din aia 7x8, cuioți, cred că se numesc, în stil franțuzesc așa, uite, pe care i-am luat de la Lidl anul trecut, sunt ușor evazați și sunt super confortabili, sunt dintr-un nin. O să iau pe mine imediat ca să vedem dacă mai învin. Ăștia la fel, deci e bine, hai, că astea sunt numai haine de vară. Ăștia la fel sunt aia de la Zara, tot pe același stil, uite așa, 7x8, îi vedem, acest bluziț. Asta cred că e luat din second hand, dacă mi-aduc eu bine aminte, sau de la maica mea. Maica mea care a luat dintr-un second hand. E o bluză de asta asiatică, așa, știi, care îmi place mult. Pe asta chiar, uite, o băgăm la spălat, pentru că vreau să pun și o mașină la spălat și am numai lucruri închise la culoare. O să-mi fie de folos. Asta, roche, mânecă scurtă, da. Bun, asta e o roche Haba Haba, de la Zara, luată anul trecut, dintr-un fel de tricot, așa, e o combinație tare dubioasă, dar îmi vine asta, deci rămâne, uite așa, să punem pe astea deoparte. Pentru că am gânduri cu ele, dar vin sigur. Și uite și frumusețea asta. Poate vă amintiți pe dânsa. Este un bluziț. Vedeți ce dimensiune are? Deci bunica mea ar zice că este pentru pisici. Este o jantilică cu umeri ăștia super bufanți așa. Mi-a plăcut super mult asta. Apare prin niște clipuri de anul trecut. Da, o lăsăm și pe asta deoparte. Apoi, aici, bluză. Cred că tot Zara e și asta. O am de câțiva ani. Știi, legată aici la gât cu fundă. Nu știu dacă mai port pe asta. Hai să o punem în partea de poate. Recomand, în cazul în care faceți și voi chestia asta, să sortați lucrurile în 3 mari grămezi. Ce știți cu siguranță că mai purtați, așa cum sunt alea. Ce trebuie să probați să vă convingeți dacă vă mai vin, dacă vă mai plac lucrurile. Și cea de-a treia grămadă, cea în care aveți clar răspuns final nu, sau ezitați un piculeț. Să puneți acolo în partea aia ce poate donați și dați mai departe, sau nu știu, le dați altcuiva, sau le vindeți. Mă rog, știți că în cazul meu ar fi fost drăguț să existe și un Shop My Closet, pe care l-aveam în plan de multă vreme. Dar, hei, cineva a mâncat supă de liliac și se întâmplă că nu mai putem să ieșim nici măcar din casă, dar aminte să facem Shop My Closet-uri. Eu sper să vină cândva.
Asta cred că este un furou vintage. Asta trebuie spălat un pic. Uite ce detaliu interesant are și vezi ce șifonat e? Cred că o să calc la asta de o să-mi vine rău. O lăsăm deocamdată acolo. Asta e o bluziță foarte drăguță, primită și ea cadou de la prietena Andreea. O punem în partea asta. Astea sunt pijamale cu urși polari. Nu. Le punem la categoria de nu. Asta este bluza din aia cu umeri, cu umeri de Shakespeare, știi? Dintr-un fel de in așa, drăguț, simpatic. Uite, cam în felul ăsta. O punem aici pentru că o vreau. Iar ăsta, cel mult, e un tricou de stat prin casă. Știți de ce? L-am pus la spălat și nu știu dacă se observă acolo la voi, dar dungile astea au fost cândva albe și negre. Și ce s-a întâmplat este că a curs culoare, nu știu dacă din ăsta sau din altceva, dar dungile sunt aproape gri. Nu mai sunt albe și nu știu, nu mai are același aspect. Dar prin casă cred că merge și dacă nu prin casă, măcar o fac ceva, cârpă de șters pe jos, la blănoși, în baie, văd eu, mă descurc, adică găsim o utilitate pentru dânsul. Mai departe! Fără deci, bluziți! Vedeți acolo? Bluziți, bluziți! Ia uite, da, și ăsta poate vi-l amintiți. Astea sunt haine pe care eu le-am purtat mult anul trecut. Cei care mă urmăreați vara trecută, primăvara trecută, mă rog, anul trecut, știți poate despre ele. Asta este o bluză de la, cred că tot de la Zara. Multe dintre hainele mele sunt de la Zara. Ah, nu! Uite, e Topshop. M-am întâmpit. Da. Este Topshop, de fapt. Îmi place asta. Rămâne, se păstrează, trebuie și ea spălată. Normal. Aici. Aoleu. Da. Asta este o bagabonțeală totală. Este un eșec. Asta se va da sau, mă rog, dona sau vede mai ce face cu ea. Asta a fost o roche de la Misguided, care trebuia să vină cumva pe model așa Marilyn Monroe, știi, să fie prins aici de după gât și era foarte sexy îmbrăcată de modelul de la Misguided, de unde am cumpărat-o. Numai că pe mine numai sexy nu venea. Venea foarte aivrea. Așa că du-te sănătoasă. Cămășuțul meu super drăguț de la Erdem cu H&M, cât mi-a plăcut mie colecția asta, fantastic este ăsta și uite, chiar o să-l pun printre hainele astea mai din față ca să-l port, evident, nu cu tricou pe desubt, dar și ăsta e vechi, cred că are vreo 3 ani. Vă amintiți cămășuța asta? Super faină, uite așa, știi, și aveam aici la gât un fel de volan, fundă, cu imprimeul ăsta foarte fain și cu pliseuri. Deci pe asta o păstrăm clar, rămâne aici. Tu? Tot bluză cu volane. Uite, așa rămâi și tu, că îmi place foarte mult despre tine. Un tricou pentru pisici. Vedeți de ce zic că e pentru pisici? E foarte mic. Dar îmi plac chestiile de genul ăsta, știi, purtate cu fuste cu talie înaltă sau pantalon cu talie înaltă și se vede doar așa o șuviță de piele. Șuviță. Mă rog, un pic. O fâșie de piele. E drăguță. Ideea, ăsta este un fel de corsețel, așa, bluză. Ăsta l-am eu, cred că eram în facultate de când am ăsta. Deci el vine, uite, cam așa, știi? În felul ăsta, tot așa, chestii cu talie înaltă și cu asta prinsă de după gât. Ăsta cred că va merge în categoria poate, că nu l-am mai purtat de mult și nici nu mă văd, să fiu sinceră. Ăștia sunt tot budigăi din aia foarte largi, pantaloni de pijama, i-am luat cred că tot de la mădă când am fost atunci în Malaga. Uite așa, mișto, ăștia merg măcar prin casă, pot să-i por pe ăștia. Da, deci minunat. Rochițul ăsta de la Mini Pri, foarte fain. Uite, fetelor, băiților, că mai aveam rochii pe care puteam să vi le arăt în colecția mea de rochiți. V-am spus că să facem și partea a 6, a 7, a 8, a 9, probabil și a 50 de rochiți, pentru că sunt multe de care am uitat. Asta are un corset ăsta foarte fain, depus aici în partea de sus, corset făcut dintr-un fel de elastic, dacă puteți vedea acolo, și cu această fustă amplă cu flori, plisat așa, foarte mișto, rochie maxi, deci una de asta cu sandale și cu un pălăriuc din ăla pe cap, pălărie mare, e beton și te-ai îmbrăcat în 3 secunde. Deci o lăsăm. Ăștia sunt niște pantaloni 3 sferturi, cred că pe ăștia i-am primit de la voi, mi-a trimis cineva și i-am purtat, da, puțin, o dată sau de două ori, cred. Dar dacă încă mă încap, și eu zic că mă încap, îi lăsăm aici, că ne plac. Ăștia galbeni, nu știu dacă îi mai port eu pe ăștia, știți de ce? Am pățit o chestie cu ei. Sunt tot din aia 7x8 așa lărguți, vedeți? Tot de la Zara. Ce am pățit cu ei este ca un material ușor transparent, știi? Și ți se văd diverse. Și ideea e că în momentul în care îi porți pe ea, e clar suficient de cald afară cât să îi porți, că nu poți să ții altceva pe dedesubt. Și dacă se vede prin ei, nu prea e bine. Așa că o să-i dau, cred, mai departe. Apoi, bluză de tifon, așa îi zic eu ăsta ea, e bluza mea de tifon de la Zara, tot din aia cu mâneci, știi, cu mâneci goale, că
cam așa. Mâneci goale, pardon, cu umeri goi, am vrut să zic, cam în felul ăsta și cu niște straturi de, zic, material. O portăm. Nu știu dacă o să-i mai port eu ăștia, sunt niște pantaloni albi de la Mango, dintr-un fel de iene, îi punem la categoria de poate. A, costumul meu de baie preferat dintre toate costumele de baie, ăsta îmi place mie cel mai mult. L-ați văzut în toți anii în care am ajuns și eu pe la mare și m-am pozat sexy senzuao. M-ați văzut cu siguranță cu acest costum de baie, e preferatul meu și îl port în fiecare an, chiar dacă mai am și altele. Uite, cam așa arată. Cei care mă urmăriți de multă vreme, poate le știți, are niște volane, pliseuri aici, în partea asta e material așa adunat și e pe stil din ăla retro. Se leagă, uite așa, aici e foarte mișto, deci asta rămâne orice ar fi pentru că îl iubesc mult, mult, mult de tot. Apoi, uite o bluțiță în același stil, știi, cam ăsta e genul meu, la fel, ați văzut-o, dacă mă urmăriți, o știți cu siguranță, cam așa arată, o păstrăm clar. Tu ce ești? Tu, mem. Ăștia sunt pantaloni cel mult de stat prin casă, dar nu cred, mai bine dau cuiva care se bucură de ei. Voi, pantaloni luați, da, ăștia am luat din state, de la un SH din ăla de-a lor, Buffalo Exchange sau ceva de genul. Încă îmi plac, ăștia sunt foarte mișto, îi păstrăm, că sunt buni, mai ales în perioada asta. Asta, da, tot de la mama e, sigur e tot de la maica mea. Tot bluza din aia asiatică, așa știi, a fost roche asta cândva. Și era destul de scurtă și ciudată pe mine și maica mea nu poartă, astfel încât am rugat-o pe bunica mea să-mi scurteze rochea și să facă bluză. Și a ieșit această dudă care arată foarte mișto. O punem acolo. Tricou. Poate îl știți pe ăsta, tricou de la Zara. Mi-a plăcut mie pentru că are sticla asta aici, vedeți, cu niște mărgeluțe. Îl imprimeu ăsta așa. Eu de altfel nu prea port tricouri, să fiu sinceră. Mai am din asta de stat în casă. Ăsta e de la Primark, e vechi și el de o groază de timp. Asta e o bluziță drăguță, am purtat-o eu mult la birou pe asta, luată din SH, dacă vă mai amintiți voi, cred că am făcut și un holișor atunci, foarte drăguță, cu volănașele astea așa și cu materialul de persică. O mai lăsăm deocamdată. Asta e bluza cu ratoni, tot din SH e luată și ea, Pull&Bear-ul ăsta. Uite așa, da, e din SH, asta vă zic, deci eticheta e Pull&Bear, însă eu am luat-o din Monda, nu mai știu, Humana, ceva de genul ăsta din Buzău și are ratoni. Vedeți? În primul ăla, foarte drăguț. O păstrăm și pe ea. Asta, asta, asta și asta e măcar 2-3 ani, cred că are. E o bluză drăguțică, așa, cu niște, cum să le zic, funde aici pe umeri. Nu știu dacă mai port eu pe asta. Eu dau lui mama, vede ea ce face cu ea. Ăștia, ăștia sunt foarte mișto de plajă. Deci ăștia tot așa dintr-un SH și am luat, poate vi amintiți că am făcut haul atunci cu ei. Și sunt pantaloni din aia... harem, să le spun, oricum ceva mai bufant, știi, și ăștia merg foarte mișto, zic eu, la plajă, asta în cazul în care nu vreți să iei colanți pe dedesubt pentru că se cam vede prin ei, dar sunt fain că sunt vaporoși așa și sunt mișto de vară. Îi lăsăm acolo și pe ăia, ăștia, da, minunați pentru vară, tot așa, uite, tot din ăștia 7x8, fuste pantaloni lărguți, ne plac, îi vrem, îi iubim, voi, Mango, pantaloni albi, cu o cămașă, la vară, dacă putem ieși din casă, ar fi superb. Alți pantaloni albi, voi de unde sunteți? Ăștia cred că sunt din Primark. Probăm, vedem. Uite așa, nu știu ce să zic, de ăștia îi punem la poate. Asta, asta. Asta are mulți ani, e luată din Minipri. Uite așa, este o bluză din asta scurtă, cu volane și cu mâneși căzute, mă rog, și are și... Uite așa, treaba asta, nu cred eu că o mai port asta. Asta e rochea de la H&M pe care am iubit-o super mult. Da, iarăși nu știu ce să zic de ea dacă o mai port. Are și ea niște ani, vreo 4 măcar are. Uite așa, poate vă amintiți pe dânsa. Era o roche simplă, clasică, maxi midi, în genul ăsta cu alb și cu verde. Mi-a plăcut foarte mult rochița asta. O punem din nou la poate. Și asta trebuie să fie cămașa mea din second hand. Ralph Lauren, da. Asta o păstrăm că e super, super faină. Ok, acum, partea asta la alb. Hei, obosește baba. Sunt încălzată cu papuci foarte sexy al fratei meu. Sunt niște papuci de băieți pe care îi poartă cine, mă rog, apucă să vină pe aici prin casă. Sunt ori pentru musafiri, tel de individ, ori dacă nu îi port eu în momentele în care se poate. Asta este un mileu luat de la Misguided cu minunea aia roșie pe care v-am arătat-o mai devreme în panorama aia, numai că asta îmi vine bine, cu asta am făcut și niște poze, dacă vi le amintiți. Și uite, tot în grădină au fost făcute vara trecută. Tot așa, cu niște umbre, cu niște deale, dacă găsiți, chinserez pe aici. Da, iete, așa arată, are cupe de-astea,
astfel de mânecuțe. Mi le iau chestii, cred că eu dau lui maica mea pasta, că nu prea mă văd în momentul actual. Eu dau lui maica mea, vedea ce face cu ea. Minunat! Setul ăsta, da. Ăsta de la H&M, super mult mi-a plăcut ăsta, ăsta rămâne clar. Ăsta de aici cu bluză și cu fustă, pe care l-am avut în Israel, dacă vă amintiți. Inserești pentru el poză, minunea asta, cât îmi place mie. Cu dantel, așa, vai, minunat. Abia aștept să port iarăși. Și acum alte rochii, vedeți, fetelor, că uit, da, nu le-am inclus pastea în ultimul clip cu rochii. Asta de la Zara este o rochiță, pe care tot așa am portat-o vara trecută, e foarte bună, cred că încă mă încape, sper. Așa, asta, Another Stories, rămâne și asta, pentru că și asta îmi place mult. Și cam asta vreau să fac, să aduc rochiile în față, știi, și să scot, să împing pantaloni și orice e gros, că nu prea mai îmi arde de ele. Chiar dacă le port doar prin casă pentru moment, dar măcar să le am eu în față acolo. Deci asta, dacă vă amintiți și pe ea, o lăsăm acolo. Ăsta a fost mini pri, clar. Mamă, și ce mi-a plăcut. Deci imprimeu, știți, am această pasiune cu lămâi, cu portocale, cu citrice, în general, imprimeurile de genul ăsta. Sunt așa dolce, în Gabbana, siciliano, de vară, fructată, citric. Înțelegeți? Înțelegeți voi? Asta e o roche și asta de la Zara. Uite așa, dacă vă amintiți voi, lungă, midi, foarte mișto. Sper că încă mă încape, pentru că vreau să o păstrez. Ăștia, tot de la Mango, pantaloni albi. Că avem destui. Ăștia de la Zara, tot așa, pantaloni albi. Iarăși nu cred că mai e cazul. Pantalonii de porțelan îi păstrăm, dacă vi-i amintiți pe ăștia. Vreau să-i și probez, să vedem dacă mă mai încap ăștia de aici. Tot așa i-am luat atunci când am fost cu Madalina cu Malaga. Deci au 2 ani? 2, 3, ceva. În zona asta mi-au plăcut super mult și ei, să sperăm că încă-mi vin. Asta, bluza mea din SH, da? Același imprimeu cu protocale și Dumnezeul persici, nu știu ce sale acolo. Mulți ani are asta, e luată dintr-un SH din Buzău. Mai mulți pantaloni albi! Hei! Ăștia, de fapt, sunt niște blugi, da, de la H&M. Foarte curioasă dacă mă încap ăștia. Cred că crapă pe mine. Dar fă-mi imediat, ne distrăm. Nu vă temeți că imediat probești și vedem. Pantaloni față de masă. La cum arată, ar trebui să mă încapă, îi păstrăm. Bluziți. Nu merge, așa e drăguță, dar... E că n-are nimic. Dar nu. Nu. Deci dacă simt că am rezerve, dubii sau ceva, mai degrabă o dau. Uite și bluza asta foarte drăguță, care este primită de la Andreea, de la Andreea, prietena Andreea, pe care am atașat broșă și am lăsat-o aici, tocmai pentru că purtam bluza în combinația asta. Broșa, fiind făcută de tipa aia super, super talentată pe care ați mai văzut-o la mine, pentru că mi-a mai trimis niște broșe de-a lungul timpului și au fost super faine, dar dintre toate este asta, ar fi asta și mai aia cu libelula mare, dacă vă amintiți. Mi-a trimis o libelulă mare de tot cândva în iarnă și e Giugiuc. Georgeta Dincă se numește, în cazul în care vă interesează, să știți că face multe chestii faine și sunt făcute cu mâna ei. Deci, ia uite. Uite-te tu ce mișto e asta, cât e de mare. Acum, știți ce o să fac? O să o dau jos. După asta să mai schimbăm combinația. Bluza rămâne oricum și rămâne și broșa, dar vreau să o atașez pe altceva, că se apropie sezonul. Oare cât o să fie kilul de cireșe anul ăsta? 80-90 de lei, un ficat, urinic, cam pe acolo. Bluziți, tot față de masă. Poate? Sunt poate. Bluziți mileu, în cazul în care rămânem fără suport pentru peștele de pe televizor. Nope. O dăm. Tu ești un bluziț de la ASOS, dacă mi-amintesc eu bine, cu niște papagali ceva. Nu are nimic chiar, că e mișto, dar nu știu cum mai port eu neapărat pe asta. Nu, uităm la buză și vedem de acolo. Iar tu, tu ești Baker. Da. Asta este moartea în momentul în care o calci, din ce mi-amintesc eu. Sper că nu bat câmpii, că v-am zis, sunt bătrână și senilă și nu prea țin minte toate cele. Dar acest bluziț minunat, dacă vi-l amintiți voi, l-am luat sau l-am primit cadou? Nu mai știu. Oricum, 2-3 ani are și el. Și avea bulerul ăsta foarte mișto plisat aici, așa, și cu niște broderie foarte frumoasă. Uite, pe suprafață. Cred că asta rămâne. Astea mai iau ceva în ele. Cred că am golit. Stați să vedem acest minunat roller. Dacă mai are ceva, dacă nu, înseamnă că putem să mai apucăm de treabă. Nu, mai are doar un alt
mini troller înăuntru, geantă pentru cosmetice. Sunt geniale trollerile astea, nu știu dacă le mai țineți minte. Le-am cumpărat parcă de pe Vestiar, fiind dintr-o colecție veche a Anei de Lorusso cu H&M-ul. De mult, de multă vreme. Numai cu ele am luat mai târziu, că la vremea la care apăruseră, n-am avut acces la ele. Le-am luat mai târziu și sunt ultra mega geniale. Atât tot că nu pot să călătoresc cu avionul cu ele, că mi-e frică să se spargă, să-mi pățească ceva. Deci le folosesc doar când e... În general, le folosesc doar când e cazul de călătorii cu mașina. Hai că am început să probez și am luat pe mine pe ăștia de la H&M, pantalonii ăștia. Vestea bună e că încă mă încap. Vestea proastă e că nu-mi place cum vin. Nu știu, dubioși așa, parcă au materialul un pic prea subțire și nu se așează bine, parcă se vede pielea până ei. Deci ăștia, cred că se duc direct înspre Buzău. Ce-o vrea mai cum să facă cu ei, să-i dea mai departe la niște fete sau să-i poarte ea, nu știu. Dar pentru mine, faianța se pare că e încă strong. Îmi vine și îmi vine bine, îmi plac ăștia în continuare. Cam așa arată ei. Era minunat dacă ar fi avut și o talie mai înaltă, pentru că eu nu prea mă omor după talia asta de aici, talia mea naturală fiind în partea asta. Și nu pot să zic că mă avantajează, mă deosebit acolo, dar îmi plac ei așa, ca imprimeu, ca nivel de confort, ca să nu zic ca confort, sunt mișto ăștia. Deci cred că pe ăștia îi păstrăm clar. Nu că aveam dubii, că oricum îmi plac, chiar dacă îmi veneau prost, cred că îi păstrăm. Ăștia sunt bluganii, primii la care ne-am uitat, cred. Rămân și ăștia, chiar dacă sunt ei așa de boschetăreală, vedeți? Apropo, câți dintre voi mă urmăriți de la clipul cu blugii rupți? A fost unul dintre primele mele clipuri, făcut în, cred că în primul meu an, pe YouTube. V-am necat doar să știți, n-am nimic. Era primul meu clip pe YouTube în care vă arătam cum să distrugeți o pereche de blugi simpli. Aveam niște blugi din SH și i-am tăiat și i-am făcut după cum i-am vrut. E, ăștia nu sunt făcuți de mine, așa i-am cumpărat, dar modelul e cam același. Și sunt mișto pentru că îi simt așa lărgus pe copane. Adică nu sunt genul ăla strâmt. Eu nu prea mă omor după hainele strâmte în general, cel puțin nu pe picioare, că și mă mișc, vreau să fiu această mișcătoare. Și cu ea nu pot. Dar ăștia, uite, eu zic că vin destul de bine și îi păstrăm, deci ăștia rămân clar. Ăștia sunt aia de la Lidl, 7x8. Uite, la asta mă refer când zic 7x8. Vedeți? Vine așa cumva deasupra gleznei. Cam în felul ăsta arată din in. Știți ce mișto sunt ăștia vara? Sunt un fel de fustă pantalon și nu-ți trebuie altceva decât un tricou. Știi, ai făcut o treabă de asta. Sau, mă rog, o bluză din aia, cum vă ziceam eu, de lasă o fâșie de piele. Și sunt super, super mișto ăștia, cu sandale, cu adidas, cu ce vrei tu. Sunt foarte confortabil și nu transpiri ei fiind făcuți din in. Și uite, au și așa buzunare, deci... Ăștia rămân clar, ne place despre dânsii. Țaca paca, cei roz, bun și ei, nu vin, nu sunt strâmți, numai că trebuie călcați, că ia uite, pungă sunt făcuți, Doamne Iisuse. Deci călcatul este viața mea. Uite așa. Ăștia sunt ăia de la Primark, tot 7x8. Nu știu ce să zic de ăștia. Știți care-i treaba? Că, uite, în zona asta sunt mărimea bună, uite. Deci vin cum trebuie. După aia se lărgesc, așa e modelul lor. Sunt tot din ăștia 7x8, dar problema apare aici. Pentru că, uite-te tu, și pot să mai bag ca lumea. Uite, în talie, ia uite cât sunt. Deci ăștia nu cred că sunt ce trebuie. Orică sunt ei făcuți ca să stea, iete mai așa, pe șold, unde ar fi ok, dar apoi iarăși nu e bine pentru că e, știi, e mult spațiu acolo, atârnă. Deci, nu, ăștia... Mai începe durerea aia cruntă. Uite ce vă spuneam, da? Deci asta se întâmplă, îmi pare rău, cred că la voi este mult mai bine, mult mai minunat, eu atâta pot, atâta mă duce capul. În momentul în care iau ceva de aici, bum, ca toate alea și se termină cu orice fel de organizare. Deci șofonerul meu așa arată, cel puțin ăsta pe care l-am aici. Ce este la Buzău e altceva, pentru că acolo, după cum am zis, mama mea se ocupă și prestează. Dar, da, cândva el arăta bine, însă a ajuns în acest hal și există multe textile groase, de genul ăsta, uite, plover, trebuie să umplu un pic la setările de lumină, ca senzația că nu vedeți bine, plover, în partea asta, plover, deci sunt mult prea groase hăinuțele astea ca să mai poată fi utile în perioada actuală, iar aici, pentru că nu am și eu un, nu știu, un compartiment, un sertar, o ceva special pentru lenjerie, îmi țin alternate sutienele, cel puțin la momentul de față. Era o perioadă în care le aveam băgate unele în celelalte, cumva niște cutii.
Dar nu știu ce am făcut cu ele, cred că le-am dat, le-am aruncat, habar n-am. Dar au ajuns, uite așa, pe cârlige de genul ăsta și cred că vor rămâne în felul în care sunt și acum. Dar nu ele sunt problema. Problema este pe acolo. După care vreau să intrăm și aici, în zona asta, unde măcar să sortăm un pic. Adică, uite, paltoane. Ăsta e un palton foarte gros, din lână și catifea. N-are nicio treabă la momentul de față și ocupă foarte mult aici. Apoi vine pelerina asta, tot așa. Este super groasă. Deci, ăsta cașmir. Nu prea au ce să caute în față. De asta o să văd cum mă orientez cu ele. Ori le mut, le duc undeva pe un stander pe care îl țin undeva în hol și le pun acolo doar pe astea groase și fac loc, ori dacă nu la Buzău, că n-are rost. Adică mi ocupă mult prea mult degeaba. Dar zic să începem cu zona asta. O să-mi vedeți codița asta foarte sexy din spate. Este o semi-cădiță, semi-căculeț. Da. Ăla e. Pe raftul ăsta țin blugi, în principal. Blugi și pantaloni, de tot felul. Așa că, hai să vedem. Fustă! Avem aici o fustă midi, neagră, rămâne, de la Misguided, ne place. Blugi, blugi albaștri, ăștia de la Zara, i-am purtat pe ăștia și în dungă, de câți ani i-am, sunt purtați și mega purtați ăștia cu franjele așa în partea de jos. Sunt de aia cu talie înaltă, țaca-paca, uzați, băi de ei, dacă mă vede maica mea, face chetă să-mi iau o pereche de blugi. Ăștia la alții, rămân și ei că sunt buni, ăștia... Știați, ăștia blugi de la H&M care nu prea mai îmi plac mie așa cum vin. Nu știu, sper că se așează dubios acum, poate pentru că v-am zis. Așa, deci pe ăștia cred că îi trimit la Buzău, prea o partea ilaltă. Aici, voi ce sunteți? Voi sunteți? Pantaloni evazați? Da, evazați tot. Deci talie înaltă și uite-te tu cât ai evazarea. Înțelegi? Hai să-i păstrez pe ăștia, că poate, poate, poate într-o zi. Ăștia rămân clar, tot din aia 7x8, uite așa. Îmi plac. Voi sunteți niște blugi, da, care îmi plac, talie înaltă, Zara, voi, 7x8 de la Topshop, ăștia sunt mari, mi-erau bune acum câțiva ani când eram mai dolofană, acum am intrit la Buzău, apoi, aici, în primul rând că asta este o bluză, n-ar avea ce să caute sus acolo, vă amintiți pe asta? Ați văzut-o, cred, în timpul vlogmasului, atunci filmasem cu ea, deci, uite cât a vorbit în ocul. Asta o trimit, de fapt... O trimit sau? E de purtat, asta vreau să zic, deci nu e de dat. Cred că o să o pun într-un troller și da, o trimit la Buzău, dar nu de dat, pasat la altcineva, ci efectiv de păstrat până când îi vine iarăși vremea. Să o punem aici, așa. Voi, tu stai acolo, prietene. Voi, voi, voi. Ah, blugi, foarte mișto. Primark, sunt din ăștia skinny, cum sunt și cei de pe mine. Super ok ăștia. Îi păstrăm. Tu, 7x8. Normal de la Zara voi rămâneți. Fustă! O fustă de bagabonțeală. Nu știu dacă mai port eu vreodată pe asta, nu știu ce caut aici. Deci a fost o fustă din latex din ăla. Era o perioadă când se purta super mult latexul și nu într-o o modă de asta kinky, sexy, haba-haba. Nu, era, adică, nu peste măsură. O purtai cu tenis sau o purtai cu un pullover de la lui pe tine, nu era ei, dominatrix. Nu, la modul. Și, bineînțeles că am achesat și eu la trend în perioada respectivă, că nu prea știam. Și cum mi se potrivește. Dar la momentul de față nu cred că mai este caz. Prin urmare, du-te. Așa, voi. A, pe ăștia iubesc maxim. Nu cred că vă dați seama acolo care sunt pantalonii ăștia, dar i-am avut pe mine în vlogul din Israel, când am ieșit seara și i-am cumpărat dintr-un SH din Germania, din Hamburg, știe Andreea, la ce mă refer. Foarte mișto, ăștia rămân clar, clar, clar. Abia așteptam să-i port. Uite, asta este o fustă care mie îmi place, dar n-am găsit ocazia de a o purta. Și nici nu cred că o voi găsi, având în vedere de cât timp o am. Este o fustă maxi, uite așa. Vedeți? Vine până jos. Și e foarte mișto, adică are pliseurile astea. Bine, poți să porci caroche, dacă vrei. Are pliseurile astea așa faine și e foarte mișto. Problema este că materialul e din ăsta elastic și foarte, foarte subțire. Și arată... Duce-o puțin într-o zonă de vulgar. Cred că de asta n-am purtat-o până acum. Pentru că e foarte evident. Adică stând jos sau nemișcându-te e ok. Dar în momentul în care te-ai mișcat, se zdruncină toate alea. Oricât ai fi tu de tonifiată, de musculasă, de whatever. Deci, mai bine să nu, că dacă am de atâția ani și n-am purtat-o, nici nu cred că va mai fi cazul. Tu? Tu ești tricou de individ. Așa că stai acolo. Tu? Pantaloni, H&M, da, ne plac ăștia, foarte mișto, dar așa, voi sunteți, alți pantaloni,
din ăștia beige, super fain, pe ăștia i-am purtat super mult. Din SH sunt luați Ralph Lauren, dar i-am luat ceva, vreo 6 lei. Într-un moment fericită adițiile, așa că îi lăsăm. Ăsta, la fel, merge la Buzău până la toamnă. Vi-l amintiți pe ăsta, sigur. L-am luat toamna trecută, plovărașul ăsta e așa de moale. Aaaa. Și de trecut îmi place mult de el, dar e prea cald. În momentul de față, pullover, din nou, la Buzău. Pullover, la Buzău. Voi! Ăștia i-am luat tot cu aceiași pantaloni de mai devreme, despre care vă ziceam, cei din Hamburg. Uite așa arată, cu nasturi ăștia super mișto și cu material ușor șifonat, așa e el. Și cu chestiile astea în partea de jos. Sunt foarte faine, ăștia tot pe stil din ăla harem, adică așa niște pantaloni ușor bufanți pe picioare, cu inspirații de-astea oriental-o-turcești. Foarte faini sunt. De portat, aici. Pantaloni. Nu știu ce îi țin așa, ca să-i vedeți și voi, probabil. Nu sunt decisă. Hai să-i lăsăm deocamdată acolo. Ăștia sunt mișto. Ăștia erau niște pantaloni largi pe care i-am purtat eu mult în facultate, dar nu i-am mai luat de mult. Așa că îi trimitem la Buzău și cu ăștia. Fustă, poate o știți. Uite, chiar am purtat-o cu plovărașul la fundiță de mai devreme. Trimitem și pe aia la Buzău, că nu mai port acum. Fustă tot la Buzău. Tu... blugi, mamă, i-am purtat pe ăștia blugi negri, simpli, jeans. Îi lăsăm, sunt ok. Fustă scurtă, neagră, tot așa. Suntem la Buzău. Voi? Pantaloni, moschino, din Serhaș, cipen, chic, nu știu ce. Luați acum mulți ani, eram eu în liceu, cred că eram a 11 sau ceva. N-am apucat să-i port de când i-am adus aici la București, că îi purtam mult în vremea respectivă. Eram foarte mândră de descoperirea mea. Dar acum, nu știu dacă îi portam, în vedere că stau de mai bine de jumătate de an la mine și nu m-am atins de ei, poate n-ar fi rău să-i trimit înapoi la Buzău. Până la evenimente viitoare. Pantaloni de catifea. Cine poartă catifea acum? E prea cald. Pantaloni de piele. Logică. De la Zara poate vii amintiți pe ăștia, că și pe ei am purtat mult iarna trecută. Sunt mișto, dar nu acum. E prea cald. Voi. Ăștia cred că sunt ok. Sunt niște pantaloni negri simpli, așa, de la Cos, parcă. Da. Mișto. Ăștia. Blugi evazați. Ok, dar nu o să-i port acum. Catafea, pantaloni de catafea, la fel, mișto, dar nu pentru acum. Ăștia, pantaloni din SH, galbeni, așa câțiva lei am dat pe ei, ia, cred că încă au preț. Vedeți acolo? Că scrie pe etichetă? De ce să vedeți când puteți să mă vedeți mie moaca? 8, uite, în partea aia. Super fain sunt și ăștia. Îi păstrăm, că ar merge acum perioada asta. Pantaloni mei de pele, de la Zara. Nu, avem ce să facem cu ei acum. Ăștia sunt de individ, îi punem undeva deoparte. Ăștia... Na. Trimitem înapoi la Buzău. Bun! Uite că deja am făcut niște loc, domnule. Sunt foarte bună de mine. Ia uite! Uite ce frumos! Acum să-i așez pășculați la locul lor. Altă viață, parcă e un pic mai mult spațiu. Problema va fi când voi încerca să trag ceva de acolo. Dar să nu discutăm despre asta pentru moment. Hai să intrăm în partea asta, să vedem ce avem. Odată avem o bluză care ea era pe umeraș într-o vreme, dar a sfârșit acolo. Asta, toamna trecută am luat-o, dar merge minunat pentru perioada asta anului. Uite așa, de la Zara fusese și vedeți, are voalul ăsta fain în partea de sus. Și își fac așa, țaca-paca, o păstrăm. Deci asta rămâne aici. Pentru moment. După care avem tricou de la H&M, super fain ăsta, cu mânești de astea de Shakespeare, știți? Din piese de teatru. Îl păstrăm pe ăsta, din ce știu eu, era curat. Da, e curat. Rămâne. Mai departe, Hogwarts. O bluză de asta de purtat, mă rog, pentru treburi casnice, pentru ieșit la cumpărături. Genul ăsta așa e super confortabil și îmi place mult pentru că e Harry Potter.
O păstrez, dar se duce la Buzău pentru că e prea cald pentru ea și deja cu tricou. Să știți când e cald în momentul de față. Apoi, asta cred că a fost ceva, da, asta a fost ceva primit. Scrie acolo Empowered Woman. Numai că mi este destul de mare, tot așa, e confortabilă prin casă, dar e exact materialul ăla, știi cum am arătat mai devreme, deci e trăită și pe aia la Buzău. După care, plovăraș, foarte drăguț, ultra minunat, merge la Buzău, pentru că este gros. Plovăraș, minunat, Buzău. Plovăraș, minunat, Buzău. Aici. Are ea mânecă scurtă, bluza asta, poate vă amintiți voi. E tot așa un tricot, dar e subțirel. Pe asta parcă aș mai păstra-o, cred că măcar o lună mai merge. Asta pun deoparte. Tu ești un drăguț, tot așa un plovăraș. A fost bun și cred că ar mai merge, dar... Mai bine îl trimit că e gros. Și nu cred că o să merite să-l opresc. Tu, la fel, ne vedem la toamnă. Asta e un body super, super mișto. Nu cred că am apucat să vi-l arăt, l-am purtat o singură dată, n-am apucat să vi-l arăt vouă. Uite ce fain e. Deci de la H&M a fost ăsta, vedeți, cu mumeri ăștia așa bufanți. El e negru, nu vă luați după denaturarea camerei și are aici decupajul ăsta așa pe piept, vedeți? Haba, haba. Sexy, dar e super fain. Îl păstrăm pe ăsta că ne place. Aici. Roche. Roche lungă de tricot, tot așa. Ne vedem la toamnă. Tricou. Aoleu, vi l-am arătat pe ăsta. Deci tricou individului. Nu știu dacă mi-a ținut minte. Îl pun deoparte. Plover. Foarte fain și ăsta, dar... Vedeți cu motive celeste. Mă, că e plover, e gros. Îl trimitem. Bluzița asta de la H&M iarăși a apărut în multe, multe clipuri ale mele. Uite așa. Arată ea. Și ce se prinde aici la gât? Poate o țineți minte. O păstrăm, că ne place în continuare. Ăsta, mamă, ăsta e la năpârliciosul, îl știți? Știți că vă ziceam de ăsta că mi-a pătat. Mă rog, mi-a lăsat turme și puf și blană de asta pe toate hainele posibile. La Buzău cu tine, du-te, te rog eu. Bluza asta tot așa o știți dacă mă urmăriți de multă vreme, că a apărut prin clipuri. Zara fusese ea, știi? E mișto. E cu trandafir roșii pe fundal din ăsta de voal negru. Așa, tu, roche tricot, du-te. Tu, asta, ați văzut-o chiar recent și ați văzut-o și îmbrăcată în varianta roz, pentru că mi-a plăcut atât de mult bluza asta încât mi-am cumpărat-o și pe roz. Le găsiți pe ambele la Zara, la momentul de față e super faină, știi? Așa, am făcut și niște poze super mișto cu asta, dacă mă urmăriți pe Instagram le-ați văzut cu florile alea uscate. Inserez pe aici ca să reamintesc, să fie așa un refresh, în cazul în care nu știți despre ce vorbesc. Tu ești un fel de maiou de la Minipri, știi? Bine... Mă rog, nu așa, dar ca să înțelegeți cât de cât, rămân și tu. Tu ești mileu de la Zara de acum câțiva ani, ești foarte bine, dar cred că ar trebui să te spăl un pic că pare jegos pe la gât. E de așa, poate vi-l amintiți și pe ăsta. Tu, bluză, blămarin, da, bun. Tu, ăsta cred că e body-ul meu preferat dintre toate, vechi și el, are 4 ani, 5, nu mai țin minte exact. Și e greu să vi-l arăt așa din mână, dar e foarte, foarte mișto. Tot de la H&M l-am luat și are o chestie interesantă la gât. E un fel de pliseu așa, nu știu cum să vă arăt, știi? Vine cumva în X la gât, nu înțelegeți nimic. Dacă găsesc o poză cu el o să inserez. Dacă nu, poate vi-l amintiți voi că a apărut și el prin multe chestii. Îmi place mult de tot ăla. Covorașul ăsta, tot așa, foarte mișto, dar rămâne pentru toamnă. Tu, la fel, rămâi pentru toamnă. Tu, toamnă, nu știu dacă să-i dau jos broșa. Uite așa. Nu. Hai că vă las împreună cu mai mult apă verde. În stilul ăla. Tu, super drăguț, dar ești foarte gros. Ia uite, lână. E bine. Tu, tricou cu Harry Potter. Pe asta nu l-am primit de la voi? Parcă așa mi-amintesc. Uite. Hai să-l punem lângă pantalonii. De fapt, nu. De fapt, îl lăsăm și îl punem aici cu astea. Lasă-l așa, că-i bine. Ăsta, mini pri, plovărașul din cașmir pe care știu eu că vi l-am arătat. Și am rămas cu super puține de pus în partea asta. Yes, suntem bine.
toate arată cam așa la momentul actual, mult mai bine. Am lăsat doar pantaloni în partea de sus, pe ăla acolo sunt bluze, aici sunt vreo două rochii și în rest bluze, iar jos acolo am pijamale, lenjerie, niște corsete, mă rog, niște chestii de-astea de ale mele. Pe de altă parte însă, aici toate astea sunt plovere, bluze, alte chestii groase sau mă rog, care trebuie duse la Buzău și nu le mai port. În partea asta sunt din cele care rămân cu mine, deci pe astea trebuie să mă apuc să văd ce e de spălat, iar ce nu e de spălat, să pun aici, să bag în dulap, să le organizez, după care să le iau pe astea și să mă apuc să le așez în trolere, să le-am pregătite pentru când mă voi duce data viitoare acasă să le duc, să nu stea înșirate pe aici. So many questions that I wanna ask, but I can find the reasons why, yeah. You always find a small excuse to leave. What's your excuse to make me cry? My love was lost when you came and took it all. My mind says stop, but my heart is screaming out. Don't go. Că aici în afară de o aerisire nu prea am mare lucru ce face, pentru că am o problemă cu umerașele. Cred că puteți observa și voi că sunt foarte diferite între ele și ocupă spațiu aiurea. Uite, de exemplu, ăsta e de la curățătorie, ăsta este cu clips diferit de cel de aici, ăsta are o grosime diferită, ăsta alt e cu metal argintiu, ăla uriu, deci pare așa dezordonat pentru că nu sunt ele coordonate. Știu că e un detaliu minor și poate pare stupid, dar să știți că ajută super mult și se așează altfel haine. Însă le-am scos pe alea groase, le-am dus de aici, urmează să le așez în altă parte pe hol unde vă spuneam și am rămas doar cu astea care au șansă mai mare de a fi purtate în prezent. Nu știu dacă mai țineți minte paltonașul ăsta super frumos de la Ted Baker, a cărui vreme este exact acum, pentru că e dintr-un material subțire, adică paltonaș poate sună prea greoi, dar e așa un fel de pânză, un pic mai groasă, cu un model foarte, foarte frumos. Rochea mea boemă de la Zara, pe care o am de câțiva ani și tot așa e foarte potrivit acum, un costum vintage de la Thierry Mugler, uite acolo eticheta, o rochie vintage cu mânecă scurtă din anii 40, luată de la un târg de vechituri. Rochița asta pe care am avut-o acum 2 ani, cred că din Paris, e luată de la Another Stories. Asta la altă este tot o rochie vintage cu mânecă scurtă, va fi bună la vară. Aici, astea să zic că mai merg acum perioada de față, adică o jachetă lungă, cred că escada este asta, tot așa dintr-un SH luată, roșie. Aici o pelerină, aici alte mingle. O roche și un sacou frumos, știți pe asta, mai ales dacă ați văzut colecția mea de sacouri și uite ce frumos se asortează uja cu a lui culoare. Încă un paltonaș haină de purtat în perioada asta, vintage și el, a apărut prin poze, poate știți. Un costum Mugler, tot așa, mai mult Mugler, uite, cu roz. O roche verde care merge minunat, minunat vara. Aici îmi trebuie multe umerașe din astea cu clips pentru că uite câte... Încerc un focus. Am una, două, trei, chiar patru chestii, patru fuste prinse pe același clips. Am o dată pe asta midi, după care este fusta mea maxi plisată. Ia uite, e o minunăție asta și a apărut de multe ori prin poze. O roche super, super frumoasă de la ASOS. Ați văzut-o și pe asta, cred că am purtat-o anul trecut de ziua mea. Înțeles și cu ea poza. Sacouri vintage, mai mult Mugler. Ok, mă rog, în majoritate sunt lucruri care se pot purta acum, în perioada asta primăvara. Mai e un pic de spațiu și ceea ce mă gândeam să fac, uite acolo mai încap, cred că vreo două chestii, trecând de cei aici, ia uite, parcă e altă viață, cu totul altă viață, mă gândeam să mut un pic din astea de pe aici. Uite, ăsta e potrivit tot pentru primăvara acum, nu este o jachetă suficient de groasă că să poată fi purtată iarna, așa că mă gândesc că ar merge bine acolo. Eu zic că suntem foarte bine, va chiar se și închide ușa de la dulap, asta de aici, care nu prea putea fi închisă din cauza sutienelor, dar ajungem imediat și vă arăt.
Până acolo însă, astea sunt valizele, sacoșele pe care urmează să le duc la Buzău. Deci aici sunt doar haine de dus pe care poate le mai port și altele care sunt clar de dat. O să le mai sortez eu odată când ajung acolo cu maica mea ca să vedem exact ce trebuie dat, ce trebuie păstrat, pus la depozitare. Dar în principiu sunt pulovere, pantaloni pe care nu-i mai port, haine de iarnă sau, mă rog, chestii care efectiv nu mai merg în perioada asta. Una, două, trei, patru. Deci, cu astea am făcut loc. În partea astălaltă, însă, ta-na-na-na, ia uite. Uită-te tu ce diferență! Doamne, în sfârșit văd și eu ce am aici. Pe raftul de sus, așa cum am spus, am lăsat doar pantaloni, tot felul de pantaloni. Aici, pe raftul ăstălalt, am pus bluze, tricouri de tot felul. Apoi, aici, am rochii și niște fuste, dar în principiu sunt rochii. Împachetat așa cum am priceput și eu, că nu sunt o împachetătoare de excepție, dar oricum e mult mai organizat. Iar jos, cam așa. În cazul în care vă întrebați ce sunt alea, sunt săpunuri. Îmi place mie să las săpunuri, așa cum făceau mămâile noastre cu, mă rog, niște timp, probabil cum mai fac și acum, pentru că parfumează frumos. În partea astălaltă avem, uite, cam așa. După cum vă spuneam, aici mai trebuie un pic lucrat, dar mă rog, atâta timp cât problema sunt doar umerașele, o să se rezolve rapid. Să văd, poate îmi dau o comandă la Ikea dacă nu mă duce când îmi putea ieși din casă. Dar în principiu cam așa, deocamdată. Iar aici am rămas cam în felul ăsta, având tot așa o mică problemuță cu umerașele. Știi că trebuie să scap de alea negre și să am grijă să fie toate de aceeași grosime, culoare și să arate cam la fel. Dar da, în principiu cam în felul ăsta și este foarte bine. Hai să mergem acum în partea cealaltă în birou, să vedem și de acolo ce mai scoate. Ăsta îl vedeți tot timpul când filmez de acolo, când fac clipuri de șezătoare, vedeți chestia asta în spatele meu, se mai modifică ea din când în când în funcție de cum mișc hainele, dar să știți că am niște noutăți super, super faine pe care vi le voi arăta când o să fac următorul haul. Dacă mi-ați urmărit ultimul daily vlog, ați văzut poate că vociferam după niște chestii de la Zara care mi-au plăcut super mult, pe care le-am comandat și care au ajuns recent. Vi le arăt doar un pic așa pe fugă. Uite, jacheta asta, nu știu dacă mai țineți voi minte. Dacă ați urmărit daily vlog-ul, vi-l linkuiesc în descriere pentru cine nu l-a văzut. Dar am comandat-o și uite-o, asta este, este superbă, îmi place mult, 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 mult de tot. Și am luat-o și pe cea lungă, cea militărească. Ia uite-o. Deci astea sunt fantastice. Asta e destul de subțire, adică poate fi purtată perfect acum și chiar și asta, seara cel puțin merge super bine, dar să știți că nu e nici foarte groasă, adică eu mă așteptam să fie cumva mai groasă asta, să meargă iarna bine de tot. Dar nu e palton din ăla de iarnă. Deci primăvară și toamnă beton. Dar sunt fantastice. Nu insist cu ele acum pentru că vreau să vi le arăt în detaliu când o fi să vină holul ăla, așa că nu e cazul. Iar cineva fâșie, o pisică. Pisu! Mă! Rochia asta o știți, poate că v-am arătat-o în colecția de rochii și abia aștept să o port pe asta. Vreau doar să ies din casă ca să o pot purta cum trebuie. Iar de aici, uite, de aici avem deja de înlăturat câte ceva. Asta rămâne, asta fiind o fustă de la H&M, care merge super bine în perioada actuală. E un bumbac așa. Uite, am purtat-o la New York, dacă vă amintiți. Deci pe asta o lăsăm. Dar tot ce este aici, însemnând. Ia uite, uite cum alunecă. Fusta asta e una dintr-o lână foarte, foarte groasă. Cred că vedeți acolo textura. Cred că și auziți textura materialului. Asta nu mai are ce să caute aici, pentru că mor de cal cu ea în perioada actuală. Așa că o dăm deoparte. Asta la altă, tot așa, o văd mai degrabă ca ceva pentru iarnă, nu prea aș purta-o în perioada asta. Materialul e așa și așa, dar nu e ce-mi trebuie mie acum. Prin urmare, o trimitem și pe asta, deci rămânem doar cu H&M. Una la mână, bineînțeles, părul s-a așezat frumos pe fusta de lână, că unde altundeva să stea el. Apoi, asta este o roche de iarnă, de toamnă-iarnă, cea de la Dorothy O'Hara, vintage-ul ăsta superb din anii 40. Cu această croială super, super interesantă, poate vă amintiți că a apărut în clipuri și îmi place asta, am purtat-o toamna trecută, dar nu mai e cazul de ea, pentru că e prea groasă, e o lână mult, mult, mult prea groasă, așa că o să-i luăm numerașul și o punem la depozitare. Lăsăm numerașul aici. În partea asta, în partea asta avem această minunată fustă de la H&M, ați văzut-o și pe ea toamna trecută, cred că merge acolo, chiar foarte mișto cred că merge. Și o să las și sacoul ăsta, că e potrivit pentru primăvară. E un sacou alb de la River Island, peste care am pus eu broșa asta de la Thierry Mugler. Deci lăsăm și astea, că sunt bine acolo unde se află acum. Asta, bluza de la H&M, m-ați văzut purtând-o, am avut-o într-un clip. Cum merește așa bufanță, rămâne că e chiar de sezon. Asta pleacă, este de petrecere, mă rog, dar nu e potrivită pentru actualitate, uite așa, e o bluză de la Minipri, mă rog, eticheta e Asus, dar am luat-o de la Minipri acum mulți ani și are așa franjurile ăștia mișto în partea de jos
Și mărgele, multe, multe mărgele. Îmi place mult de tot asta, dar nu o port acum pentru că sunt mult mai chitită pe culoare, pe imprimeuri, pe flori, pe volane și alte treburi. Dar să știți că măsturașul se lasă greu. Apoi, rochie neagră vintage, detaliul ăsta super frumos aici în zona taliei, ați văzut-o prin daily vlogurile mele, de până anii 50 asta, minunată, dar nu mai este vremea ei. E prea neagră, prea secasă. Aici avem rochița asta frumoasă, primită de la... Am uitat numele, dar e de acum 2 ani când am făcut ShopMy Closet-ul și a venit o tipă super, super drăguță, venise din Austria, tocmai pentru ShopMy Closet. Nu mai țin minte, uite, nu, deci sunt cu capul. Dar rochia este asta, mi-a făcut-o cadou atunci, adusă din Austria, uite așa, dintr-o lână groasă, e foarte faină, e din aia culoș, așa pe stilul meu, dar e prea cald pentru ea acum, așa că o punem deoparte. Asta, în schimb, este top shop-ul pe care l-am purtat la evenimentul ăla cu Yves Saint Laurent. Tot așa, apare într-un daily vlog. Din toamna trecută o lăsăm, pentru că e o mătase, mătase foarte, foarte faină, cu un imprimeu foarte mișto și cu niște detalii super mișto și de ce trebuie, fiind subțirică. Apoi, aici, ia uite ce mișto. Aici, aici, aici. Avem o dată. Claia e peste grămadă că n-am umeraj. Ăsta o să-l punem imediat pe un alt umeraj și-l așezăm acușica. Dar este fusta asta din piele ecologică de la H&M. Tot din toamna trecută e. Foarte mișto. Dar nu mai purtăm piele ecologică. Eu cel puțin nu mai port în perioada asta, că am chef de altele. Așa că o scoatem. Fusta de aici, tot H&M este. Tot una trecută. Uite așa, dintr-un satin. Foarte, foarte drăguț. Asta merge numai bine în perioada în care ne aflăm. Deci o lăsăm aici. Acum, unul dintre umerașele astea o să-l folosesc pentru ce a căzut, fiind un jumpsuit în engleză, adică este ăsta un salopet, o șalopetă. Uite așa, luată de la Mini Brie, cu eticheta ASOS. E un pic ciudată, adică are un număr pe umăr și celălalt umăr căzut și un decupaj interesant aici într-un muștar așa și cu pantalon din ăsta foarte larg, wide, așa, palazzo se numește treaba. Foarte mișto asta, deci asta la vară cu o pălărie din aia floppy. Ciuc! Acest bluziț minunat, tot așa, super mult îmi place, l-am avut ăsta în Londra cu mine, e și el într-un daily, dar negru nu prea mai vreau să văd în această perioadă, așa că scoatem și o punem la păstrare. Pentru moment... Asta tot din toamnă este, având în vedere cromatica, aș păstra-o tot pentru toamnă. H&M este și rochița asta. Ați văzut-o și pe ea mai de mult, o punem acolo. Minunăția! Asta, vai, cât mi-a plăcut bluza asta, doamne, în secunda în care am văzut-o, am plasat comanda pentru ea. Am zis că nu se poate să ratez așa ceva. Deci uitați-vă voi numai câta mâneca are. Corpul este din catafea, cu totul, și are mânecile astea bombonicioase absolut superbe. Nu știu ce să fac cu asta. Pentru că nu mai vreau să port catifea, că e un material prea greu pentru perioada în care ne aflăm, dar totuși nu vreau să pun la păstrare, nu știu, mă bucură doar când o văd. Hai să o las aici deocamdată și vedem după ce îi fac. Apoi, asta este una pe care am luat-o din San Francisco, de la rosul ăla. Da, îmi place, dar o punem la păstrare, că e neagră și nu vreau negru. Nu vreau culoare. Apoi. Asta. Asta e aia din Primark, am avut-o și pe ea într-un clip. Uite așa, este o bluză de, nu imitație, de mătase, un fel de satin, așa, cu un detaliu drăguț la gât. Arată foarte bine, asta merge mișto acum. Minunile astea sunt tot din toamnă. Este fusta asta super, super, super frumoasă, pe care m-ați văzut purtând-o tot în vlogul din San Francisco, de la Zara. Și apoi aici am bluza asta verde care are și fustă și nu știu de ea, nu știu pe unde e, o fi la spălat, habar n-am. Cert este că i-am pus eu această broșă cu șarpe. Astea pentru vară nu sunt potrivite, dar acum de primăvară merg chiar foarte bine, așa că nu le strâng, le las tot aici, că stau bine în partea asta. După care, ăsta este un sacou din second hand, ia să vi-l arăt. A apărut el acum mulți ani la mine pe blog, e una dintre cumpărăturile mele din facultate. Este, cred, un H&M, dar luat din SH, care, uite ce umeri faine are. Bine, el merge purtat, știi, fără se vadă tricou sau ceva, îl porți efectiv ca bluză. Acum, nu știu cât mă ajută pe mine combinația, dar uite așa, ia uite ce faine, vezi? Cu umerii ăștia ascuțiți, mie îmi plac super mult, știți că sunt un fan al umerilor ascuțiți, așa că mi se pare beton. Și voiam să zic o chestie puțin off-topic, vedeți ce tuș am la ochi? Se dată cu un creion, de fapt, cred că s-a și mânjit, s-a întins, pentru că nu mai am tuș
De niciun fel. Deci nu mai am niciun fel de tuș în casă. Mi se pare incredibil. Eu care aveam atâtea tușuri, atâtea tușe, nu mai am niciun fel de tuș. Și voiam să mă duc să-mi iau din DM, essence-ul ăla care îmi place mie super mult, până când mi-am dat seama că DM-ul este închis și nu mă pot duce niciun DM. Mai am aici tot așa niște descoperiri ale mele din SH, de când eram eu în liceu. Asta este o fustă mișto din catifea, de la Etro, pe care am dat super puțin la vremea respectivă. Și mai am o fustă faină, tot așa din SH, cred că o am, Escada. Ia uite, ce mișto, din mătase, cu imprimeu din ăsta de bijuterie. Vedeți? Arată super fain și are aici o, nu știu cum să zic, o chestie așa adunată, ca și când ar fi strânsă. Asta o păstrăm, pentru că e mătasea asta subțire, merge numai bine. Sacoul păstrăm, catafeaua se duce, pentru că oricum aia o port cu cizme peste genunchi, când e toamnă, când e iarnă, deci nu mai e cazul. Odată, apoi, aoleo, nu v-am arătat ăsta, pregătiți-vă. Telefonul meu vibrează în caz că auziți ceva. Deci, mi-am luat asta anul trecut și am eu ceva în minte cu el, nu pot să vă zic acum, dar am eu ceva în minte cu el, fiind un costum de clown. Tot de pe H&M este luat, uite așa, arată, are fustă în partea de jos, iar în partea de sus, cu guler, știi, și cu astfel de, știu cum să le zic, sunt un fel de biruțe, costum de clown sau dacă nu de Pierrot, în cazul în care, oricum, și el un clown, dar foarte mișto este și știu că voi face ceva mișto cu el, trebuie doar să așez eu planetele de așa natură, dar îl ținem aici, oricum nu e de împachetat, pentru că nu știu când se ivește ocazia. Apoi, man, vă amintiți dileala asta? Asta pe care am cumpărat-o la reducerile de iarnă, parcă, haina asta. Știu că v-a plăcut multora dintre voi, fiind așa un fel de ciobănaș mițos cu tot felul de paiete și alte nebunii, pe care aș pune la păstrat, aș lăsa-o aici, nici nu știu ce să fac cu ea. Iar merge în perioada asta, adică nu e încă suficient de cald cât să nu o pot purta. Problema este că eu n-am unde să mă duc, pentru că știm cu toții că suntem în casă, după cum ziceam. Așa că nu știu dacă are rost să ocupe loc aici. Nu. N-are sens. Apoi, fusta asta de la Topshop, v-am arătat-o și pe ea, foarte, foarte faină este, merge numai bine în perioada în care ne aflăm, deci rămâne aici. Apoi, avem, uite, jacheta mea de la ASOS, tot așa pe stil militaresc cum îmi place mie, fustele astea. Asta odată merge numai bine în perioada actuală, dar asta de aici, asta, nu știu dacă v-am mai povestit eu de ea, vă povestesc acum, nu-i problemă. Cred că va fi un clip foarte lung ăsta, nu știu de unde o să tai și unde o să lipesc, dar cert este că va fi foarte lung și încă nu intrăm în accesorii, că dacă ne apucăm să intrăm și în accesorii, o să vă țin aici câte 3 ore, 4, cine știe, așa că o să ne rezumăm doar la haine. În orice caz, asta este, cred eu, singura chestie Chanel pe care am găsit-o într-un second hand. Nu sunt sigură, mai avem ceva, dar nu pot băga mâna în foc în momentul ăsta dacă a fost într-adevăr luată din second hand sau dacă am plasat vreo comandă în online. Dar asta știu sigur, sigur, pentru că mi-amintesc cât de emoționat am fost când am găsit-o în vremea respectivă. Pentru că se găseau super rar și vă dați seama, Chanel-ul este atât de clasic, încât și, nu știu, o cârpă, dacă o găsești cu Chanel, cu siguranță se găsește cineva să o cumpere. E, asta am găsit-o eu într-un SH la vremea respectivă și este Chanel autentic. Uite, are și năsturașul acolo. Și eticheta Chanel Boutique. Pielea asta este atât de moale și de fină. Auziți asta? Un pic de ASMR, așa. Și aici are o fustă. Stilul fustei este, ea e din ăla clasic, de birou, ceva serios. Nu pot să zic că e ceva ce am purtat foarte des, dar e o chestie specială pentru mine, că face parte din epoca aia când am găsit eu multe, multe, multe chestii din astea foarte faine în second hand-uri, epoca de aur, când am pus eu bazele garderobei mele și începeam așa să-mi formez în stil. Și asta era una dintre puținele chestii de designer pe care le găsisem și mai ales Chanel și așa o treabă, wow! Bineînțeles că o să o pun acum la păstrare pentru că este și neagră și nu mai rost, e prea gros materialul, dar da, am simțit nevoia să vă aduc asta în atenție. Mai departe o avem pe asta, e o rochie neagră de la Zara pe care v-am arătat-o în iarnă. Problema cu ea este că materialul este destul de subțire, dar e culoarea neagră. Deci sunt așa între două lumi împărțită, pentru că vreau să port pe de o parte având materialul ăsta, dar pe de altă parte nu mai vreau negru. Cred că o punem lângă cealaltă cu umerii roz la grămada de poate și mă mai gândesc până acolo. Apoi, dileala asta totală tot așa a apărut într-un haul, iar asta de aici am filmat-o într-un clip pe care nu cred că l-am postat încă. Să știți că am un daily vlog filmat de prin martie, cred eu,
care va intra, dar nu l-am mai postat pentru că a fost o conjunctură super ciudată. O să vă povestesc la momentul respectiv și o să înțelegeți. Cert este că v-am arătat acolo și poate vă detaliez iarăși cu asta când va veni holul despre care vă spuneam mai devreme. Deci astea cred că rămân amândouă, că sunt subțirele, ușurele, n-am de ce să le scot. Apoi, sacou minunat, bluză minunată, mătase, Zara, sunt amândouă, rămân și astea, că sunt, sunt potrivite pentru anotimp. Asta de la Self Portrait e o rochie mai de seară, așa e dintr-un satin foarte mișto, cu detaliile astea faine aici la bust, a căzut ceva, minunat, cu detaliile astea la bust, vedeți cum e așa curbat și cu o danteluță, mânești bufante, fustă cloș, v-am arătat rochia asta, e foarte faină, dar cred că o să o pun nu neapărat la păstrare, dar o să o duc în partea ailaltă să stea la rochii unde am mai multe de astea elegante, cred eu. Apoi, Another Stories, asta pe care am luat-o din New York, cum ați văzut, purtând-o în poze, super faină este, dar iarăși cu negru ăsta nu prea știu ce să zic, o punem tot în categoria de poate, maybe. Apoi, avem aici bluza asta albastră, opa, a sărit cutiul așa, foarte drăguță, o lăsăm că e fără mâneci și acum e vremea ei, o punem așa aici, iar asta este o bluză neagră, foarte faină, tot în Other Stories, este o am de câțiva ani, e mișto, dar nu pentru perioada asta, deci o punem în altă parte că e neagră. Asta este Asos, oală super fain care a apărut în colecția de rochii, ia uite, oh, abia aștept să o porc, asta este superbă, deci rămâne clar. Apoi, asta este o rochie de la H&M pe care nu cred că am apucat să vă arăt, va veni tot în haul. Uite așa, foarte, foarte mișto e, cu un imprimeu din ăsta, aici sunt, cu un imprimeu din ăsta cu papagali, uite-l, cu tot felul de crenguțe, flori, păsări. Uite așa, fustă lungă, maxi, iar în spate are un fel de decupaj, se leagă cu o chestie, o să o vedeți voi frumos și probată. O lăsăm deocamdată că e fix momentul ei. A, și uite că am găsit și astea, uite așa. Asta este bluza roz, a cărei soră ați văzut-o mai devreme, uite e pe dos, ați văzut-o mai devreme când așezam eu acolo la dulap. Știți că v-am arătat una cu negru și cu mâneci albe, tot așa din șifon? E, asta este neam cu ea, este identică, diferă doar culoarea, uite-o. Așa că pe asta o să o duc acolo, o las eu cam dată jos, o împachetez și o duc acolo. Și uite că am găsit și fusta de la bluza verde de mai devreme, cea cu șarpele. Asta este fusta. M-ați văzut purtând-o dacă mă urmăriți de mai multă vreme. Iar asta este o fustă cu paiete de la Mango, luată cu câțiva ani. Ia uite. După care, asta este o rochie de la Zara, tot așa n-ați apucat să o vedeți, dar urmează. O găsiți încă pe site. E o chestie dintr-o mătase, un satin super, super, super drăguț cu buline. O punem aici. Asta, tot vorbeam de SH, realizarea vieții mele în materie de scotocii prin SH, cămașa mea Hermes la 50 de bani. Uite-o, acolo. Este un vis, este o superbitate cu imprimeul ăsta splendid, dintr-o mătase. Extraordinară este asta. Stați așa să iau un numeraj și să o pun singură. Uite așa, ca să nu mai stea îngrămădită. Tac, apoi vine... Ia uite, astea-s la grămadă și nu e bine. Pe asta o scoatem. Asta este o fustă cloș neagră. Uite așa, super amplă și frumoasă, dintr-un satin. E greoaie, e foarte faină ea, dar nu e potrivită pentru sezonul ăsta, așa că o să o punem la păstrare. Iar ăsta este acel salopetuț, acel jumpsuit, pe care vi l-am arătat acum vreo două daily vloguri, când am desfăcut pachetele alea frumoase cu hăinuțe, când au venit și cele de la Laura Garic. Și vă ziceam eu înainte că mi-am comandat acest jumpsuit, această salopetă, șalopetă, cu pantaloni din ăștia largi și cu X în față. Mama, abia aștept să o port pe asta, deci nu mai pot. Este splendidă. După care ar fi asta, o rochie de la H&M, pe care am purtat-o astăzi, mai devreme, când am făcut poza despre care vă spuneam, în grădină, de dimineață, cu umbrele alea minunate. Uite așa arată și promit că o veți vedea mai bine de îndată ce o să fac haul-ul. Deocamdată, uite așa, ce volane faine are. O iubesc pe Benza. Uite, domne, hai că parcă e altă viață. Uite așa arată, mult mai aerisit. Mult, mult, mult mai aerisit. Acum pe alea o să le împachetez, le duc de aici, dar e cu totul altceva. Vezi? Parcă au și ele aer și loc să respire cât de cât. Eh, bun. Acum, dacă v-a plăcut clipul ăsta, dacă vi s-a părut interesantă ideea și vreți să fac și partea a doua, o vom face concentrată doar pe accesorii. Poșete, pantofi,
bijuterii, pălării și multe alte I în funcție de răspunsurile pe care mi le veți lăsa. Sunt foarte curioasă cum veți primi clipul ăsta. Eu sper ca el să fie așa un fel de imbold pentru voi cei care poate aveți nevoie de treaba asta. În cazul în care, nu știu, izolarea nu v-a împins deja în a vă face curat în garderobă, poate cu ocazia asta prindeți un pic curaj și vă apucați și voi să vă sortați și să puneți deoparte ce aveți. Puteți folosi saci din aia vidați, am uitat să vă spun, eu foloseam acum câțiva ani. Să aș vidați ca să strângă hainele astea pentru că sunt mult mai practic și salvează o groază de spațiu, dar nu am la momentul de față, așa că de asta mă folosesc de valize, sacoșe și așa mai departe. Deci în cazul în care vă apucați și voi de triere, curățare, sortare, vă urăsc spor de pe acum, să meargă bine, fiți fără milă, eliminați tot ce credeți că nu mai este cazul, dați-le mai departe, donați-le, vindeți-le, puneți-le pe OLX, ce vreți voi, numai... Aerisis, domnule, că poate reușim și noi să scăpăm, să ieșim din casă sezonul ăsta, să ne bucurăm de rochiți, vestiți, sândăluți, pălăriuți și toate cele. Mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut. Aștept comentariile voastre și na, declutter, grupa mare. Pupici! Pa!